covorul a fost preluat de muzeu de la Biserica Evanghelică și era într-o stare avansată de degradare. Este foarte special din punct de vedere al tipologiei cu două coloane. Nu există, după cunoștințele mele, și eu cunosc am toate covoarele cu coloane sau de Transilvania, nu există mai mult de 5 exemplare în lume din această categorie. Iar această categorie este o punte între covoarele de curte otomană și covoarele Gheordes, mai târziu, din care Muzeul Bruckenthal are câteva exemplare. Covorul cu o vechime de 300 de ani nu a fost curățat niciodată. Pentru spălarea lui au fost aduși doi specialiști din Germania. Primul pas este ca acest covor să fie spălat, curățit într-un mod corect. Particulele de murdărie din covor cauzează deteriorarea lânii. La spălarea pe care au făcut-o dumneavoastră este garantat că toate particulele de murdărie au fost îndepărtate. Aici avem starea covorului înainte de spălare. Se văd urmele de atac de moli, urmele de atac de rozătoare, nu? Murdărirea seculară, multiseculară, putem spune. Aici îl avem după spălare. Acum va începe munca restauratorilor. Ei vor reface și părțile din covor care lipsesc. Aici se văd foarte bine firele, așa că voi coase atât pe interiorul cât și pe exteriorul covorului, pe fiecare fir al țesăturii, pentru ca nimic să nu se piardă. E dificil? Ai nevoie de multă răbdare. Deocamdată nu se poate estima durata lucrărilor de restaurare. Când va fi gata, țesătura va fi expusă în galeriile muzeului și poate fi văzută de oricine dorește.